Comisia de anchetă a Ministerului Român de Externe a descoperit la secția consulară de la Bonn o serie de nereguli. Potrivit directorului Gheorghe Giurcă, în multe cazuri, procedura de eliberare a pașapoartelor temporare nu a fost respectată. Amănunte de la trimisul nostru special, Adelin Petrișor. Deși concluziile investigațiilor nu îl privesc doar pe diplomatul român acuzat de autoritățile germane că a ajutat câțiva infractori căutați în Köln, acesta din urmă va fi chemat în țară în câteva zile. Până acum nu se știe dacă primul secretar al secției consulare din Bonn a eliberat pașapoarte temporare în schimbul unor sume de bani sau dacă a fost vorba doar de o simplă neglijență în serviciu. Potrivit lui Gheorghe Giurcă, director în Ministerul de Externe, la secția consulară din Bonn s-au descoperit câteva nereguli în verificarea identității celor care cereau eliberarea pașapoartelor temporare. În unele cazuri s-a manifestat ușurință în preluarea cererilor de eliberare a documentelor de călătorie. Nu s-a insistat pe aflarea scopului pentru care acestea sunt obținute, ci pe baza simplei cererea respectivului și a unui document fotocopiat, xeroxat, primit prin fax din țară, s-a dispus emiterea și s-a emis documentul de călătorie provizoriu. Se pare că aceste operațiuni de verificare au fost sumare și în acest fel de actele eliberate de diplomatul român au beneficiat și câțiva indivizi căutați de poliția din Köln. Alături de un alt diplomat aflat acum în România, presa germană l-a acuzat însă pe primul secretar al secției consulare că a primit bani pentru a închide ochii în cazul acestor indivizi dubioși. În săptămânalul Der Spiegel se afirmă chiar că cei doi sunt suspectați de a fi făcut rost de documente false și unor prostituate, la prețul care variau între o sticlă de șampanie și 1000 de mărci. Până acum, aceste acuzații nu au putut fi dovedite de Comisia Inspectoratului General de Poliție și a Ministerului de Externe, care momentan analizează probele adunate de Procuratura și Poliția din Köln. În baza unor declarații de martor și a unor casete audio ce conțin înregistrările unor convorbiri telefonice, în câteva zile se va ști dacă cei doi diplomați români, ca și cei trei polițiști craioveni, se fac sau nu vinovați de colaborare cu mafia hoților de buzunare din Köln. Din Bonn, pentru Jurnalul Televiziunii Române, Adelin Petrișor și Claudiu Petringenaru.